Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce gândește, ce simte și ce intenționează persoana din mintea ta în legătură cu tine în acest moment, dar și în viitorul apropiat. Da? Dacă nu ai pe cineva în minte, vom vedea în general ce gândesc, ce simt și ce fac oamenii din jurul tău și ce vor gândi, ce vor simți și ce vor face în următoarea perioadă. Mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Te rog să te gândești la cineva, ce gândește în acest moment. Bun, persoana asta e puțin supărată în acest moment, este indispusă. Da? Poate să fie și o persoană care a petrecut cu o seară înainte, da? Sau a petrecut în trecutul apropiat. Da? Nu știu, a stat, a consumat multe lichide, mult alcool, nu știu ce a făcut. Văd aici o legătură de asemenea cu o zodie de apă. Rac, scorpion sau pești, dar și cu o persoană care este foarte rigidă, este o persoană căreia nimic nu-i place, nimic nu-i convine, o persoană care se simte refuzată, da? Persoana asta consideră că îl refuzi, da? Cineva căruia nimic nu-i place, nimic nu-i convine, persoana asta consideră că între voi e ceva toxic, consideră că este vorba despre o apăsare mare, da? Poate nu acceptă un sfârșit sau nu acceptă că ceva s-a încheiat. Ce mai gândește acest om în legătură cu tine? Trei de cupe. Poate se gândește aici să petreceți, să vă întâlniți. Poate este o persoană care vrea doar să se distreze, vrea doar să se simtă bine. Omul ăsta văd că lucrează, dar e cu gândul la tine sau e cu gândul în alte părți. Poate vrea să facă ceva în legătură cu tine, doar că nu-i foarte realist. Adică eu din ce văd aici în cărți, parcă trăiește în lumea sa omul ăsta. Adică gândirea lui, nu știu, nu mai este limpede, e doar pe emoții și atât. Hai să vedem... Ce simte în legătură cu tine în acest moment? Se simte provocat, vrea să-ți demonstreze ceva. E foarte orgolios în acest moment. Și că vrea să lupte pentru fericire, dar nu știu ce fel de fericire, că omul ăsta nu e deschis la nimic. Da? Se simte provocat, vrea validare, vrea... Pe de altă parte vrea fericire, da? Și în sufletul său luptă pentru chestia asta. Mai văd o legătură cu zodia Leu. Hai să vedem ce mai simte. Simte atracție față de tine, simte bucurie. Văd aici o legătură cu o zodie de foc, Leu, berbec, săgetător. Persoana asta simte că parcă tu îi dai curaj de viață, da? Tu încurajezi persoana asta, e ca și cum îi dai speranță, te poartă în suflet, mai ales dacă ești femeie. Pentru unii văd aici și o rivală, dar și e ca și cum omul ăsta e dezamăgit, dar v-am zis oricum, deci nu e în lumea asta, e total rupt de realitate persoana asta. Iar aici e clar că simte o atracție foarte mare, da? Sau își dorește foarte mult să aibă ceva cu tine, să faceți ceva împreună. Hai să vedem ce face în legătură cu tine în acest moment, că poate nici nu zice lucrurile astea. Ce face? Uite, încearcă să se lupte cu tine, poate aveți tot felul de discuții în contradictoriu. E o luptă aici care pe care, dar pe de altă parte văd și multă pasiune. Da? O legătură cu zodia Leu. Iar eu ce simt aici foarte tare e că omul ăsta e mai mult pe distracție, e mai mult pe plăcere, e mai mult pe a trăi momentul și de nicio culoare. Cel puțin în momentul de față, dacă ne-ai întrebat tu, nu-i cu gândul la nimic serios dacă te întrebi chestia asta, pentru că uite în continuare, da, tot pe pasiune, tot pe partea aceasta este. Uite, pentru tine aici am avut că în momentul de față fie vrea să lase în urmă trecutul, fie abandonează anumite activități pe care le are și vine către tine. Sau zice hai să lăsăm în urmă ce a fost și hai să mergem spre fericire. Ce
cineva căruia îi pare rău aici, de o distracție, de un triunghi amoros, de nu știu, ceva. Dacă e vorba de un bărbat de care ai întrebat, mare atenție că persoana asta e cam viclean, da? Și joacă la două capete. Ce mai face în legătură cu tine? Da, deci eu simt aici că mai e cineva, deci dacă, nu știu, parcă mai e cineva în viața acestei persoane, ceva de genul acesta, pentru că uite, în legătură cu tine acum, nu știu, își face tot felul de gânduri, tot felul de iluzii, da? Îți promite tot felul de lucruri sau în momentul ăsta, nu știu, se uită la tine și parcă nici nu înțelege ce faci, nu înțelege ce vrea. Însă e clar aici pasiune, da? E clar aici pasiune care și-o dorești. Hai să vedem ce va gândi, ce va simți și ce va face în viitorul apropiat, din momentul în care tu vezi această citire. Ce va gândi, ce va simți și ce va face? Ce va gândi? Va gândi, uite, să se revadă cu tine și văd că o să vă revedeți, pentru că persoana asta are o putere foarte mare, să știi, asupra ta. O să vrea să vă revedeți, nu știu, vă propune o relație toxică, vă propune o întâlnire amoroasă, o întâlnire pasională, da? Poate să fie, nu știu, că omul ăsta se gândește că se poate recompensa, da? Are o gândire toxică în viitorul apropiat, deci își va dori aici o întâlnire, dar mai mult pasională și cumva să dețină controlul, să dețină controlul. Este ceva ce n-am mai făcut până acum în legătură cu tine. Și va gândi că poate așa e liniște, poate așa e pace. E ca și cum ți-ar propune aici un compromis, da? Să vă legați, nu știu, să aveți, nu știu, o aventură sau poate vă poate propune și o să colaborați împreună, dar cumva tot persoana asta să dețină controlul în situație. E adevărat că omul ăsta a suferit, dar eu din ce văd aici și-a făcut singur suferința, nu știu cum să zic. Da? Pentru că nu văd seriozitate. Și în trecut, nici acum. Hai să vedem ce simte sau ce va simți pentru tine. Ce va simți? Va simți că își dorește prietenie, va simți că vrea să te ajute, vrea să te sprijine. Da, poți vină cu un cadou aici sau poți vină cu o propunere. O propunere care ține și de bani, da? De muncă, uite. Persoana asta în viitorul apropiat, să știi că va face tot felul de gesturi fizice, da? Poate un cadou, poate este vorba despre faptul că își va dori foarte mult să fiți prieteni sau să se apropie de tine, dar eu un interes aici tot îl văd, fie este un interes financiar, fie este un interes care ține de zona pasională, adică vrea doar așa să vă întâlniți. Multă siguranță văd în minte, adică omul ăsta, nu știu, parcă o ia razna așa peste noapte, pentru că văd foarte multă siguranță, da? Omul ăsta va fi foarte sigur în viitorul apropiat de gândurile sale, de decizia sa, adică lui se pare că e corect ce vrea să-ți propună, da? Ce va face, uite, se va lupta, da? Poate și eu puteți să aveți și niște discuții în contradictoriu, poate își va arăta gelozia, va zice gata, vreau să lupt, vreau să fac. Hai să vedem ce va mai face. Pentru că iar mi apare treiul ăsta, deci nu știu, parcă un triunghi aici, amoros, nu știu ce e. Trei de spade. Da? Și calcă pe inimă sau vine cu inima frântă. Doar că, uite aici, cărțile îmi dezvăluie ceva. Omul ăsta are foarte multe lupte interioare. O să fie foarte confuz în sinea sa, oricât de sigur o să se dea pe el, nu-i sigur, nu-i sigur, ci pur și simplu are niște lupte interioare, pur și simplu are niște secrete, da, pe care nu vrea să le afli. Ce va mai face? Mi-a mai apărut 9 de spade, deci se va stresa foarte mult, e ca și cum își pune mâinile în cap și zice pe bune, nu accepți chestia asta, pe bune, uite și va reacționa într-un mod tăios.
se va arăta în fața ta fix așa cum este. Da? Se va arăta în fața ta fix așa cum este. Hai să vedem despre ce e vorba. Da? Ce va gândi omul ăsta? E ca și cum îți propune, hai să ne vedem, hai să, nu știu, e ca și cum vrea să se întâlnească cu tine și vrea să aveți, poate, nu știu, aventură sau poate îți va spune aici că te dorește. Uite, este o propunere nebună, da? O bucurie neașteptată, dar în același timp și o ceartă. Eu ține, deci, eu simt aici că unii dintre voi aveți legătură cu o persoană care nu e foarte stabilă din multe puncte de vedere. Nici emoțional. Deci omul ăsta pur și simplu nu știe ce vrea, deci e omul impulsului, e omul momentului. Ia uite, e cineva care nu are gânduri serioase privind o relație, cel puțin în viitorul apropiat. Acum depinde cum alegeți voi să faceți. Da? Și văd aici că se va gândi foarte mult, da, la o hotărâre sau se va gândi foarte mult la ideea aceasta că, nu știu, poate n-a fost fidel. O să aveți și astfel de discuții. Să vedem ce va face în legătură cu tine. Aici e posibil, da, să aveți niște mici mari certuri, da, mici mari discuții, că 5 de bâte mi-a venit clarificat cu mesajele. Da? Și văd aici că e ca și cum omul ăsta vrea să se vadă cu tine, să știi, ca să pună capăt unei dureri, ca să pună capăt unei boli, unei probleme. Da? Și să vedem. Și ce va face? Uite, dacă e bărbat, îl văd aici cu un cadou, cu o surpriză. E ca și cum pleacă, da, cu cadou de gât, nu știu. Uite, văd un drum cu falsitate, cu supărare. Aici poate o să vrea să te întrebe mai multe, să te interogheze. Da? Vrea să afle mai multe falsități. Aici e ca și cum tu o să afli un adevăr și atunci e posibil pentru tine să întorci lucrurile în favoarea ta. Uite, sunt niște lucruri legate fie de o altă relație, fie sunt niște lucruri legate de faptul că omul ăsta momentan, cel puțin, nu vrea ceva serios, ceva stabil și atunci încearcă să se sustragă și să dea în tine, cum s-ar spune. Hai să vedem ce zice tarotul meu. Da? Ce urmează aici între voi? O problemă mare, o problemă de sănătate, o problemă financiară, este o problemă legată de o încredere, da? De apreciere. Văd o femeie matură, niște lacrimi și o veste onorabilă în legătură cu persoana vicleană. E, aici cineva e posibil să aibă niște probleme foarte mari financiare. Și din motivul ăsta să acționeze așa. E o invitație aici pe care o primești printre lacrimi sau o invitație, o propunere care nu îți place. Musafir și bani puțin și supărare. Știu, parcă îți vine persoana asta în vizită și e supărată, parcă îți povestește de niște probleme financiare pe care le are, de niște probleme mari. Hai să vedem și aici o femeie și un succes, o bucurie mare, un noroc foarte mare. Parcă e un noroc oficial, e o bucurie oficială.
O femeie care își urmărește aici interesul. Poate, și poate ești tu dacă ești femeie sau dacă ești bărbat și e întrebat de o femeie. Vezi că persoana asta e mai interesată de carieră decât de sau de bani, da? Decât de o situație anume. E o rivală, da? Sau poate e a treia persoană pentru unii dintre voi. În alte cazuri, clar, aici o tentație, da? Foarte mare. Dar e și o suferință, o trădare, lipsă de fidelitate. Nu știu, bărbatul ăsta, pe de o parte, e fidel, pe de altă parte, minte. Dacă ești femeie și ai întrebat de un bărbat. Iar dacă ești bărbat și ai întrebat de o femeie, vezi că femeia asta, nu știu, e tare ciudată, da? Da, este clar o alegere, da, care se va face. Hai să vedem bolul dorințelor, ce zice. Avem maturitate, muncă, zodia Capricorn. Avem ghidare, viitor apropiat. Ce nu știi tu? Vindecare. Deci aici mie mi-apare vindecare pentru tine. Mi-apare ceva bun. Da? Și avem totuși supărare. Bani puțini. Na, cineva care zice că are niște probleme la muncă sau are niște probleme cu banii. Deci persoana asta, uite, se poate declara chestia asta. Pentru că sunt niște lucruri pe care și prea le înțeleg, mi se par ciudate. Uite, îți va spune ceva în mod direct, inițiala D. Zodia Berbec, da? Idee nouă, inițiativă. Ești lăudat, onorat, luna august, zodia leu, zodia fecioară, cifra 8, deci într-o confruntare, ești lăudat, ești onorat. Eros, senzuală, chakra 2. Și avem anotimpul de vară, cu mesajul vacanță, relaxare. Deci e ca și cum cine. Nu știu, fie omul ăsta îți povestește despre niște probleme pe care le are, de faptul că vrea o vacanță, însă eu văd aici și niște cuvinte frumoase. Da? Poate omul ăsta vrea în general distracție, relaxare. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și vreau să mai extrag un mesaj, da? Să vedem cum se finalizează povestea. Văd o persoană căreia este teamă, da? Deci cineva care învârte niște lucruri, da? Care minte și ce văd eu aici este că se ia o hotărâre, da? Se ia o hotărâre în legătură cu o situație anume. Și aici lucrurile se hotărăsc, da? Și e un ciclu care se închide și apar schimbări, e clar. O relocare, o casă. Protecție și o nouă iubire. Gata, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă doresc să aveți parte de o zi sau o seară cât mai frumoasă. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare, dar vă reamintesc și de aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. E absolut gratuită și aveți acolo citire de viitor, citire personalizată, aveți tot ceea ce vă trebuie. Vă îmbrățișez cu drag, să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.